Iată-ne pe raza comunei Cortun, între Simionești și Pildești, dragilor și dragilor, ce vedeți din partea aia încoace, în spatele meu, până în direcția cealaltă, sunt utilaje care lucrează la ceea ce se cheamă breteaua de legătură cu autostrada A7. O să încercăm să luăm niște imagini și aeriene ca să vă arătăm complexitatea lucrărilor. N-am mai făcut de ceva vreme un material cu autostrada A7 și m-am gândit că poate era momentul să vedeți pe unde s-a ajuns cu lucrările. Încă o dată vă spun, suntem între Simionești și Pildești, în comuna Cordun, și tot ce vedeți aici în spatele meu e șantier. Șantier pentru autostrada A7. Voi lăsa imaginele să vorbească. Cam atât de aici.